Bună ziua! Deschid acest vlog săptămânal miercuri, pentru că m-am apucat de împachetat și este extrem de greu. Și ce am reușit să fac până acum a fost să reorganizez o parte din balcon, să reorganizez aproape bucătăria și cămara, mai am foarte, foarte puțin și o să termin în seara asta, astfel încât în balcon, în bucătărie și în cămară să încep să pun toate lucrurile pe care le avem în casă. Nu vreți să știți ce înseamnă asta. Cred că o să arunc, /reciclez acolo unde se poate mare parte din lucrurile pe care le avem, pentru că nu le mai suport și pentru că, așa cum zice Cristian, trebuie să adoptăm un stil minimalist, mai puțin la cănuțe, că mă cert cu el că vrea să îmi arunce cănuțele și eu nu vreau, refuz pentru că am numai cănuțe din alea speciale, luate de pe temiriunde, în fine așa, nu mă întind că am 11% baterie. Tocmai am filmat un clip cu parfumuri pe care voi l-ați văzut vineri, dacă nu l-ați văzut vă rog să mergeți să o faceți. De asemenea, dacă sunteți aici, vă rog să vă abonați, astfel încât să mă ajutați să fac acest canal să crească și să ajungă la cât mai mulți oameni. Și, Doamne, să treacă alegerile astea și să-mi dea și mie YouTube-ul ceva mai multe view-uri, că acum totul se concentrează pe alegeri și pe campanii electorale și toți banii se duc acolo. Am deschis acest vlog săptămânal și vreau să vă vorbesc foarte repede. Să vă arăt că a venit un colet, adică mi-am comandat, am dat banii pe niște produse. Unul dintre ele fiind un Pure Grinding Cleansing Balm. Fetelor, nu-l desfac pentru că ambalajul lui este atât de cool și de interesant încât trebuie neapărat să fac un reel pentru el. Dacă iese sub un minut, îl pun și aici pe shorts și o să vi-l arăt și vouă într-un vlog săptămânal următor. Mai, fetelor, am văzut un clip pe YouTube în care cineva zicea coreenii sunt cu 50 de ani înaintea restului lumii, că au inventat nu știu ce. Acest ceva este, povestim despre el. Mă uitam la o tipă pe care o cheamă Micaela Nogueira, ceva de genul. O urmăresc eu de mult pe TikTok, în fine, îmi place foarte tare de ea, a avut o viață foarte zbuciumată, a devenit faimoasă pe TikTok, în fine, în sensul bun al cuvântului, nu face prostii și alte cele. Și, la un moment dat, am vorbit despre acest tir-tir și a luat-o universul razna atât de tare și cred că a vândut atât de mult tir-tir după clipul ăla al ei, încât cei de la tir-tir au făcut cadou o geantă, nu știu dacă Birkin sau Constantin sau ceva de genul ăsta, Constantine, pana mea, dar i-au luat un Hermes, whatever. Și am fost atât de curioasă de acest produs încât când am plasat comanda pentru ăsta, pe care am dat vreo 70 de lei, am facturat pe acolo, ceva de genul, și am văzut că au mini de tir-tir, am zis, trebuie neapărat să-mi iau. Și mi-am luat varianta mică, vedeți că l-am dat comanda pe Wow Skin și au și varianta mică și eu mi-am luat nuanța 17C, adică mi-am luat un subton rece, pentru că vreau să văd dacă este adevărat ceea ce mi-a zis aparatul acela de analiza tenului. Sunt foarte, foarte curioasă dacă mă voi înțelege bine cu un subton rece. Prin urmare, îl testăm și vă zic. Varianta asta mică a fost 55 sau 60 de lei, nu mai țin bine minte. Au câteva variante mini, în rest au produsul în variantă full, care e vreo 130 de lei. Și pentru că tot am dat comandă, mi-am mai luat niște chestii, tot mititele. Dark Spot Correcting Stick arată așa. O să vedem dacă funcționează. Și un Pore Control Cleansing Oil și pe ăsta mi l-am luat tot mic, tot ca să îl testez și să văd cum este. Și m-am mâncat pe mine undeva, să văd cum o folosesc, să-mi iau această mască, care este compusă din doi pași. Zombie Pack se cheamă, aici practic e un praf, iar aici este un lichid, trebuie să le amestec pe astea două, o să pac și să-l pun pe față. Aștept să văd când îmi cad cojițele, că nu v-am mai zis nimic legat de micropigmentare, aștept să văd când îmi cad cojițele ca să pot să mă spăl și eu ca lumea pe față și evident să folosesc și masca. Și am mai primit din partea lor și două mostre de la Unique, ăsta e un toner, este numai bun de folosit. Am dat vreo 180 de lei pe comanduța aceasta cu aceste produse, abia aștept să le testez. Vreau să vă mai arăt de asemenea și faptul că îmi place foarte tare cum miroase acest parfum. Am terminat de filmat acum vreo jumătate de oră, aș zice, și încă miroase, în momentul în care fac așa cu mâna, încă se simte parfumul în jur și proiectează destul de bine. Lăcrămioara albă de la Viorica. Și parfumul ăsta a venit la mine împreună cu niște produse.
În cazul în care nu știați, cei de la Viorica au și produse pentru îngrijirea corpului, nu doar pentru îngrijirea tenului și parfumuri, și au ajuns la mine aceste scrub-uri, sare și zahăr, arată așa, sunt similare cu cele de la Nala, zic eu, expiră în 2026, eucalipt, orange, rind și rosemary și bergamot, bitter, orange și apricot seed. S-ar putea ca ăsta să-mi placă mai mult și acesta este pe bază de zahăr, iar acesta este pe bază de sare. Au venit ele la mine împreună cu acest săpun, liquid hand soap, pe care îl voi pune în uz acum, cât sunt oamenii aceștia care o să ne renoveze apartamentul, că de ce nu. Și mai am un produs pe care vreau să-l testăm împreună. Oficial cred că am, sau în curând o să am, 7 creme cu SPF deschise, doar că eu chiar folosesc foarte mult SPF și cred că anul ăsta le termin pe toate. Uite, am această cremă Daily Hydrator SPF 50, care promite 24 de ore de hidratare full spectrum UVA și UVB. Bonus points sau plus 1, cum se zice pe grupurile de Facebook, pentru cum arată acest ambalaj. Mie una îmi place foarte tare. Aplicatorul este așa și aș vrea să o desigilez aici împreună cu voi și, credeți că merge? Aha. Și să o pun pe mână, astfel încât să o testăm. Cred că este un pic lichidă. În fine, nu este chiar cea mai, cu consistența cea mai groasă cremă pe care am folosit-o eu. Și în momentul în care o întind, stați să văd și eu, nu pare că are filtru alb, cel puțin în cameră nu se vede. Nu, n-are deloc filtru alb. Ce mi se pare este că mi-a hidratat foarte bine pielea și mi-a lăsat așa aici un glow natural. Cel puțin așa se vede aici, la mine. O testăm cu siguranță pe față într-o zi ca să vedem cum este, dar îmi place. Interesantă. S-ar putea să meargă foarte bine în zilele în care nu vreau să port neapărat fond de ten sau orice altceva, ci să pun doar crema. Și atât. Vă las deocamdată. Ne mai auzim mâine, poi mâine, că mai am 1% baterie și sigur mi se închide camera în curând. Asta voiam să vă arăt. Voiam să vă spun că sunt ocupată cu împachetatul și că abia aștept să termine tot procesul ăsta, să mă pun pe canal pe a mea cea nouă și să citesc o carte. Sincer, atât îmi doresc. Pupici și ne auzim mâine, poi mâine. Bună dimineața! Vă anunț că Bucureștiul este deja în super mișcare. Nu este nici ora 10, este sâmbătă și este... Se uită un domn foarte ciudat la mine, Doamne. Deci nu înțeleg de ce oamenii ăștia se uită așa. Ce face fata asta aici? Deci, ziceam, fără deci, că Bucureștiul este deja în mișcare, este sâmbătă, nu este nici ora 10 și este atât de multă gălăgie în centru. Dar, așa cum v-am zis, astăzi mergem la El Studio, salonul din Titulescu, pentru că au adus un aparat nou și foarte interesant, care se cheamă Max Shape Pro și care promite să îmi facă un corp de sirenă. Și eu vreau să văd despre ce este vorba. Trag niște cadre și vă povestesc impresiile mele despre aparat atunci când mergem acasă și vă povestesc și ce vreau să fac din luna iulie. Iar la Humana o preț maximal 4 lei, poate dăm și noi o fugă. Am uitat să vă zic faptul că astăzi am întâlnit tot felul de oameni interesanți. Eram în Bolt, venind încoace, și la un moment dat, aproape de destinație, domnul șofer zice: sunteți doi? Și eu mă uit așa la el, că nu înțelegeam ce vrea să zică, ce vrea să spună autorul, ce se întâmplă. Sau 11? Și zic: nu, dar nu știu ce mă întrebați. Și zice: v-ați născut pe 2? Nu. Pe 11? Nu. Pe 19? Da. Și zic: dar cum ați ghicit? De ce ți-ai pune această tobă la mașină, vreau să știu? Și zice: emanați foarte mult echilibru. Și zic: a, domnule, da, cum v-ați trezit să-mi ziceți? Nu putea să-mi ziceți când am început această cursă? Mi s-a părut foarte funny. Și în trei cuvinte mi-a zis că eman foarte mult echilibru și că el poate să simtă asta și că trebuie să am multă încredere în instinctul meu și să continui să fac ceea ce fac. O fi întâmplare sau nu, că m-am întâlnit cu domnul acesta astăzi, nu știu, dar sincer, mi-a creat așa un sentiment de stare de bine. Și acum, venind încoace și vorbind cu voi, o doamnă,
o doamnă care vinde flori aici, pe străduța asta, zice: dar ce e aia, domnișoară? Și zic: o cameră. Filmați? Și eu zic: da. Bravo, mamă, bravo! Nu știu de ce, dar oamenii astăzi au tendința să-mi facă ziua mai bună. Și sper să continue așa, pentru că după ce plecăm de aici, mă duc acasă, vorbesc puțin cu voi și apoi mă apuc de împachetat și de pus în cutii. Foarte interesant! Păi pot eu să nu intru fiind orice articol 4 lei? Bună ziua! Dacă mă credeți, nu mai știu ce am filmat săptămâna aceasta, dar eu cred că important este că luni vom avea clip. Nu știu dacă și vineri, sinceră să fiu, depinde câtă treabă voi avea și câte pregătiri voi avea de făcut pentru procesul ăsta de renovare. Weekendul ăsta am făcut destul de multă treabă. Noi avem două spații de depozitare în casă, să le zicem. Sunt mititele, dar putea să fie considerate cămări și le-am organizat pe amândouă, am organizat și dressing-ul, am dus și la reciclat foarte mult, am dus și o parte din hainele pe care le avem depozitate undeva și continuăm astfel încât poate până weekendul viitor să terminăm de triat, de reciclat, de pus în cutii, astfel încât să așteptăm renovarea care o să înceapă în curând. În fine, ce vreau să vă zic este că încerc să fiu cât de mult pot eu aici și încerc să nu lipsesc. Nu știu dacă o să-mi iasă. Este posibil să nu îmi iasă așa cum v-am anunțat deja și să ne auzim tocmai în luna iulie. Dar, deocamdată, am două clipuri filmate în avans. Probabil că o să mai intre un vlog săptămânal în săptămâna asta cu ce o să mai facem, dacă o să am ce să vă arăt și ce să vă povestesc. Dacă nu, o să intre unul dintre cele două clipuri filmate în avans și ulterior, probabil că în momentul în care totul este așezat, totul este aranjat, totul este triat, o să vin cu colecția mea de parfumuri actualizată, cu o mențiune. O parte din parfumurile mele vor servi unei cauze nobile. Așa că, dacă sunteți din București sau împrejurimi, luați în calcul ca la începutul lunii iulie, cândva, o să revenim cu toate informațiile pe Instagram, o să vă anunțăm acolo și aici, dacă evident pot. La începutul lunii iulie, așa cum spuneam, o să ne scoatem la vânzare o parte din parfumurile pe care le avem. De principiu vor fi majoritatea parfumuri arabești pentru a susține o cauză nobilă. Și banii pe care îi vom strânge în acțiunea aceasta se vor duce către această cauză nobilă. O să revenim cu toate detaliile, pentru că avem multe și e păcat să nu ajutăm cu o parte din ele. Așa că luați în calcul ca la începutul lunii iulie să ne vedem. Veți avea și voi beneficii și evident cel mai mare beneficiu va fi acela că vom dona toți banii. O să vă anunțăm în momentul în care punem toate lucrurile la punct. Deocamdată vă anunț așa că în luna iulie ne vom întâlni live într-o locație în care voi veți face o donație și veți primi în schimbul ei niște parfumuri. Nu vă dau mai multe detalii acum pentru că nu le-am pus pe toate la punct. Am aici multe cutii și vreau să vi le arăt și vouă și sincer nu știu cu care să încep, că sunt chiar multe. Nu știu dacă v-am arătat coletul de la Viorica. Oare vi l-am arătat? Nu mai știu. Am primit parfumul acesta de la ei, lăcrămioară albă, invers, lăcrămioară albă, foarte bine miroase, foarte, foarte bine miroase și v-am povestit de el în clipul pe care l-am postat săptămâna trecută, da, vineri. Fetelor, cei de la Nala au lansat sau relansat, așa cum fac în fiecare vară, uleiurile strălucitoare pentru corp. Ia uitați-vă aici, am și eu două pentru că mi-au trimis. Avem o dată Shimmering Body Dry Oil cu pepene roșu și Shimmering Body Dry Oil cu lămâie verde și mentă și pe care credeți că o să îl deschid acum. Evident că pe cel cu lămâie verde și mentă, pentru că sunt foarte, foarte curioasă cât de fin, ia uite,
cât de fin este sclipiciul, cât de fin se vede pe mână. Oh, arată foarte bine. Foarte, foarte bine. Este foarte finuț sclipiciul acesta. Particulele de glitter sunt foarte fine și sunt convinsă că în bătaia soarelui va arăta foarte bine pe piele. Sunt curioasă, mi-au rămas și aici pe mână, uite aici, cred că le vedeți și voi. Sunt curioasă cât de repede se usucă acest ulei, astfel încât în momentul în care îmi pun hainele pe mine să nu îmi rămână pe haine, să rămână așa pe piele și să fie pielea uscată. Pare că destul de repede, dar îi mai dăm un minut și revenim cu impresii. Îmi pare rău că nu sunt foarte entuziasmată astăzi. Știu cine mi-a zis la un moment dat că nivelul meu de entuziasm e nu știu cum și nu știu cum, lucruri de astea pe care nu le bagi în seamă. Treaba e că sunt foarte obosită, pentru că ieri am muncit foarte mult și mai am mult de muncă și astăzi și am și mult de editat și vreau să mai și triez pe aici. E o zi și e duminică pentru mine. Am primit de la Pixie coletul ăsta, pe care, sigur, l-am desfăcut pe stories, dar nu cred că vi l-am arătat și vouă și trebuie să vă mai arăt că mai am încă un colet de la ei. Coletul arată așa și înăuntru am un On The Glow Blush, adică acesta, într-o nuanță superbă, 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 uite așa arată, iar culoarea este asta. Vreau să vă învăț o treabă. Când aveți chestii care au capac din ăsta de protecție și aveți tendința să scoateți pur și simplu capacul de protecție și să stricați produsul, să știți că puteți să rotiți până în momentul în care batonul iese suficient, astfel încât voi să puteți să scoateți simplu capacul. Ăsta al meu e murdar pentru că prima oară l-am scos și eu așa și după aia m-am gândit, bă, da, de ce n-ai fi rotit eu ca să pot să scot foarte simplu acest produs? Și apoi, dacă dați înapoi, dacă vreți să-i mai puneți capacul de protecție, evident, dacă dați înapoi, nicio problemă, ați ajuns la capăt și îl închid deocamdată pentru că doresc să fac un clip pentru Instagram. Pentru ei, că sunt foarte drăguți și îmi trimit mereu produse și vreau să le testez și să vorbesc și pentru comunitatea mea de pe Instagram despre ele. Și mai am un lip glow pe care, sincer, l-aș încerca acum, dar nu-s machiată încă. O să urmeze să mă dau cu SPF pentru că... Haide mă, ieși! Pentru că urmează să ies o oră și trebuie să pun ceva pe mine. Ia uitați-vă! Așa arată, superbă, superbă culoarea. Îl testăm și pe el pe Instagram, așa că dacă nu mă urmăriți deja, urmăriți-mă și acolo pentru mai multe sfaturi de viață. Glumesc, pentru că am o parte de content și acolo și nu tocmai ceea ce pun de obicei aici. Tot de la Pixie a ajuns între timp la mine și coletul acesta. Uitați-vă ce ambalaj frumos are și mi-am adus aminte să vă zic care e treaba și cu uleiul. Pare că a rămas așa un pic la suprafața pielii. Ulei uscat ar fi trebuit, cred, să fie mai... să se usuce, să nu mai am pielea așa, la modul ăsta să pară udă. Îi mai dăm un pic de timp. Am primit în acest colet aceste trei lucruri. Sunt cu trandafir. Sunt foarte curioasă dacă o să mă înțeleg sau nu cu gama asta, cu trandafir. Am un toner pe care nu pot să-l scot de aici, gata, l-am scos. Eu folosesc toner în fiecare zi, prin urmare ăsta mi este de ajutor. Sunt curioasă cât de mult miroase a trandafir. Foarte curioasă cât de mult miroase a trandafir, sper că nu foarte mult. Mai am aici un produs pe care chiar o să-l testez astăzi. Băi, da, de ce nu mi-a luat cutter-ul? Pe care chiar vreau să-l testez astăzi. Și care mă face foarte curioasă. Of. Adică un Radiance Perfector. Cu ăsta teoretic ar trebui să mă dau pe pielea curată după ce mi-am făcut rutina de skincare. Este deja foarte cald. Foarte cald în acest apartament. O la la, nu vreau să-mi imaginez mai la vară. Pe acesta o să-l testez după ce îmi fac rutina de skincare, o să-l aplic înainte de fond de ten, pentru că vreau să văd glow-ul ăsta pe care mi-l poate acorda și cred că cel mai bine e să-l testez așa. Și mai am și un lip oil. E deschis? E deschis. Ia să văd cum este acest lip oil, că-s curioasă de el. Ok, ia uitați-vă, așa mititel, drăguț, simpatic. A, bun, pe ăsta pot să-l folosesc deja. Ia stai. Glowy Lip Oil, Conditioning Lip Oil. Hai să-l folosim. Se aplică repede. Mi se pare că miroase mai mult a mentă decât a trandafir. Nu miroase trandafir, ceea ce e bine pentru mine. Sau poate nici nu ziceau că miroase trandafir, dacă toată gama asta e cu trandafir.
Nu înțeleg. Pe ăsta ce-i drept nu scrie rose. Dar e un produs ca acelea care erau pe piață, singurele uleiuri de buze care erau pe piață când eram noi tinere. Nu știu din ce generație sunteți voi, dar pe vremea mea chiar erau chestii de genul ăsta cu biluță. Ați văzut și voi biluța. Testăm și revin cu impresii. Acum, a ajuns la mine de la Sesderma, nimeni alții decât prietenii de la Sesderma, cutiuța aceasta. Măi, fetelor, trebuie neapărat să vă arăt și vouă ce se află în această cutie. Să știți că am deschis-o zilele trecute la birou pentru că eram foarte curioasă de produse și am și testat pe Instagram produsul acesta. Este un anti-aging SPF 50 din gama Repaskin Urban 365 și eu am varianta asta anti-aging aici și mai au ei încă două variante de pigment și pentru piele sensibilă. Ce să credeți că toate aceste trei variante îmi sunt potrivite? În primul rând pentru că, în urma analizei tenului pe care am făcut-o la farmacia Tei, acum două săptămâni sau în vlogul săptămânal anterior, nu mai țin minte, am ajuns la concluzia că pielea mea este sensibilă și că se înroșește destul de repede. Am mai ajuns la concluzia că am pete pigmentare care nu sunt la suprafața pielii, sunt în profunzime și că aș putea să folosesc niște produse depigmentante care să ajute la, cum se cheamă, la minimizarea acestor pete, chiar dacă ele nu se văd pe suprafața tenului, există posibilitatea ca la un moment dat, din pricina condițiilor de mediu în care trăiesc, ele să iasă la suprafață. Eu am testat varianta asta, știți că ador SPF-urile lor. Nu știu dacă le au și pe cele vechi, Silk Touch și Dry Touch, pe care le aveau în trecut, dar sincer îmi place mult mai mult modalitatea asta de aplicare a produsului. Și are acid hialuronic și peptide produsul ăsta. Uite, am pus aici puțin, arată așa, are o consistență ceva mai groasă decât cel, sau consistență groasă, nu știu cum să zic, e ceva mai grosuț decât cel pe care l-am testat anterior, are parfum, acesta parcă nu avea, sau dacă avea era ceva foarte, foarte lejer, dar ce mi se pare este că, în comparație cu cel de la Viorica, acesta de la Sesderma imediat matifiază. Tenul meu este deja super matifiat, nu mai am nicio grijă, cu siguranță îl folosesc vara aceasta, am mai multe produse pe care le folosesc prin rotație și vă pun și vouă link în descriere. Bine, oricum pentru toate produsele astea o să vă pun link în descriere. Acum, înainte să trecem la acest colet, care a fost o surpriză și o întâmplare minunată pentru mine, o să vă zic imediat, vreau să avem un moment de responsabilitate socială. Pentru că m-au contactat niște oameni și mi-au trimis această cutiuță și o să vă zic imediat despre cine este vorba, pentru a anunța un eveniment. Evenimentul se cheamă Run for Heroes Fueled by Oscar, primul cross cu supereroi din România. Trebuie să știți despre treaba asta și dacă este nevoie, trebuie să mergeți. Și cred că atunci când vine vorba de a îi ajuta pe cei din jur, este nevoie să facem asta. Vă las aici un cod QR și dacă vă uitați de pe televizor, vă rog să scanați acest cod QR astfel încât să primiți toate detaliile despre eveniment și vă arăt ce am primit în această cutie. Am un plic pe care îl deschidem acum împreună și citim ce se află înăuntru. Evenimentul se desfășoară pe data de 15 iunie în Parcul Herăstrău. Run for Hero se cheamă exact așa cum v-am zis și mai devreme și este susținut de Centrul Social de Psihoterapie și de Radio Zoo. Și el este așa. Vă citesc ce scrie aici. Salutare! Suntem încântați să te invităm să fii parte dintr-o cauză nobilă și plină de energie. Run for Heroes Fueled by Oscar. Pe 15 iunie în Parcul Herăstrău va avea loc evenimentul Run for Heroes Fueled by Oscar, un cross caritabil care are scopul de a susține Centrul Social de Psihoterapie și eroii care ne trec pragul în fiecare zi. Te invităm să fii alături de noi în această inițiativă și dacă dorești să ne ajuți să promovăm acest eveniment în comunitatea ta, ne-ar fi de super ajutor. Normal, evident și cu siguranță. Totodată, în semn de mulțumire pentru susținerea acestui eveniment, îți oferim bilete gratuite pentru tine și familia prietenii tăi și ne-am bucurat extraordinar dacă ai participat.
participa. Adică aici am și două bilete. Și ce mi se pare cel mai interesant este faptul că am primit mănușile de Wonder Woman, masca, adică sper că e Wonder Woman, că eu niciodată n-am putut să fac diferența între femeile astea supereroi. Mai am aici o mască de Superman, aș vrea să-i o dau lui Cristian pe asta. Mai am aici o mantie și mantia asta este, cred că de femeia fantastică, nu? Ia ziceți voi în comentarii. Și mai am aici un săculeț Run for Heroes care conține un suport din ăsta pentru telefon pe care ți-l pui pe mână de principiu, astfel încât atunci când alergi să ai telefonul cu tine. Mai conține un tricou Run for Heroes și mai conține o, cum se cheamă? Îmi scapă. În care să îți pui cheile și eventual 3 bani mărunți dacă vrei să te oprești la magazin să-ți cumperi ceva atunci când alergi tu în mod normal. Și această borsetă pe care scrie alimentăm binele Oscar, în care teoretic cred că poți să îți pui, nu știu, eventual cred că intră și telefonul aici, pare destul de încăpătoare. Și căștile, scoți pe aici o cască și poți să asculți ce muzică vrei tu atunci când alergi. Habar n-am, nu știu, o borsetă pe care o folosesc de principiu cei care sunt sportivi. Nu știu dacă eu voi putea ajunge, pentru că, din păcate, voi fi în plin proces de renovare în momentul în care va fi acest eveniment și sunt alte două evenimente la care am confirmat de mult că merg și ce să credeți că trebuie să merg, pentru că, na, atunci când confirmi, n-ai ce să faci, trebuie să te duci, dar o să fac niște materiale astfel încât să îi ajut pe cei de la Centrul Social de Psihoterapie să promoveze acest eveniment și o să vă mai povestesc și despre ei, pentru că sunt niște oameni care fac foarte mult bine. Dar o să mai povestim despre ei, probabil în vlogul următor, dacă o să fie ceva mai scurt. Ideea este că trebuie să păstrez și vlogurile destul de scurte ca să am cum să le editez și să le postez, dar pe termen lung Centrul Social de Psihoterapie face bine. Și ei fac bine în fiecare zi, nu doar când fac astfel de evenimente și chiar vă invit și vă pun în descriere link direct către site-ul lor, astfel încât să citiți ce fac în fiecare zi pentru oamenii care nu au posibilități, dar au nevoie de ajutor. Și promit că mai povestim despre asta. Acum, am văzut aici pe Shorts, pe YouTube, o doamnă care zicea, și începea exact așa clipul, nu ai văzut așa ceva în viața ta, coreenii sunt cu 50 de ani înaintea noastră. Ei bine, fete și băieți, instant am căutat acel produs pentru că mi-a atras foarte mult atenția, instant l-am căutat pe internet, l-am găsit pe un site și am plasat comanda. Am dat vreo 70 și ceva de lei pe el, acesta este produsul, este sigilat, îl voi desigila în premieră pe un clip, așa că nu pot să vă arăt mai mult deocamdată. Ce pot să vă zic este că e un produs de curățare a tenului. L-am găsit pe site-ul Wow Skin și pentru că am dat o comandă, nu puteam să-l iau doar pe el și am luat și aceste produse. Oare vi l-am arătat? Acum, în timp ce așteptam eu această comandă, am plasat-o ieri, mâine dimineață deja am primit mesaj de la curier că urmează să vină, îmi scriu cei de la Wow Skin. Nu știu cum, s-a întâmplat efectiv și îmi zic, hei, bună, te urmărim, ne-ar plăcea să îți trimitem un colet pentru că ești foarte drăguță și comunitatea ta de pe Instagram este foarte simpatică și așa mai departe. Și mi-au trimis această cutie roz. Doamne, este superbă! Este absolut superbă și vreau să vă arăt și vouă ce am înăuntru. Aici este logo-ul lor, Wow Skin, iar site-ul este wowskin.ro. Și înăuntru am aceste produse. Hai că voi nici nu le vedeți. Superbe! Am, în primul rând, niște stickere, pe astea cred că o să mi le lipesc pe laptop, și un pașaport pentru lumea frumuseții coreene. Și aici îmi spun ei despre produsele lor, brandurile lor de top, și că sunt membru al echipei wowskin.ro. Și am câteva produse. Foam cleanser
corean. Matcha Hydrating se cheamă, vine de la Bileb și arată așa. Ce apreciez eu foarte tare la produsele coreene este că nu se chinuie foarte mult cu ambalajele și au ambalaje de genul acesta minimalist. Matcha Hydrating, Foam Cleanser, pH Balance Soothing, 120 de ml și cam atât. Hai să vedem ce scrie în limba română pe această cutie, dacă scrie. Nu știu dacă scrie franceză, italiană, spaniolă. Păi și nici măcar în engleză, mă băieți. Hidratează chiar și după ce te-ai spălat fără a irita pielea. Matcha este un great gift, un cadou important din natură care curăță în profunzime și machiajul și reziduurile fără a irita pielea. Oare pot să îl folosesc astfel încât să mă și demachiez? Și ce zic ei este că produsul acesta își schimbă pe măsură ce îl utilizezi culoarea și că nu trebuie să-ți faci griji pentru că are cei natural în compoziție. Ok, bine. O să-l testez și o să revin cu părerea mea despre el. Aici mai am de la Mixon, sper că zic bine, sau Mixun, centela SPF 50 PAA+, PA++++. Așa arată produsul. Am o grămadă de SPF-uri de rotit anul acesta și take an appropriate amount, ia o cantitate suficientă, împarte-o bine pe toată fața și apoi apasă, astfel încât să intre bine în ten. O folosim și pe asta și vă zic cum mi se pare. Și mai am niște măști. Am început să folosesc măști, să știți. Una dintre ele este, wow, dar ce interesantă este asta. Vine tot de la Mixon, este Bifida Mask Pack. De ce zice Mask Pack aici? Nu știu de ce zice Mask Pack, dar arată așa și se și vede și masca și se vede și lichidul din interior. Foarte interesantă treaba asta. Și mai am de la Somme by Me Daily Honey Solution și Daily Tea Tree Solution. Aceasta luminează sau iluminează și aceasta are efect calmant. Trebuie să le folosesc. Știți ce îmi place? Că au data de expirare scrisă clar pe spate. Am făcut curat la măști zilele trecute și, Doamne, nu toate au dată de expirare pe spate și treaba asta mă enervează cel mai tare. Și mai am aici de la Plodica acest set, Full Day Youth Kit, care l-am desfăcut că eram tare curioasă și uitați-vă numai cât de simpatice sunt produsele astea mititele, numai bune de luat în vacanță. Rewake Moist Treatment, care arată așa, adică un serum, dacă nu mă înșel. Cum se folosește? At the first step of your skincare routine, apply a moderate amount following skin texture and tap to absorb. Încă o chestie, coreenii nu sunt de părere că trebuie să faci așa. La ei până și fondul de ten se aplică așa și nu se freacă. Pentru că ei cred că asta îi ajută să aibă tenul acela fără riduri și da, sunt convinsă că e așa, doar că noi ne-am învățat să facem tot timpul așa. Mai am aici un serum, aș zice ei. Ia să văd. After the toner stage, adică cel pe care l-am pus, așa, apply a moderate amount on your face. Ăsta e un fel de serum de jeunesse immortel, foarte simpatic, foarte, foarte simpatic. Și mai am aici, cât am vorbit? 35 de minute, Doamne. Always Youth Cream, ultimul pas, cremicica asta. Cu siguranță sunt produse pe care le voi folosi și le voi lua cu mine într-o vacanță. Și ăsta este coletul de la Wow Skin, cu mulțumiri pentru faptul că l-am primit, sunt super, super recunoscătoare, că uite cum s-a întâmplat. Azi am plasat eu o comandă, ei nu știau cine sunt și mâine au zis, hei, am vrea să-ți trimitem un colet. Acum, ca să termin repede, repede și să nu mi se încingă această cameră care cred că s-a încins deja, vreau să vă zic că am niște produse pe care vi le dau vouă. Am făcut o triere, am adunat niște produse și vreau să le împart cu voi și vreau ca de acum încolo să împart constant cu voi produsele pe care eu le primesc și pentru care sunt recunoscătoare, doar că nu am când fizic să folosesc atât de multe și dacă pe unele le am sigilate sau nu știu, le primesc pur și simplu din partea brandului fără să aibă vreo pretenție să fac content cu ele, vreau să le împart cu voi.
sau nu știu, le primesc de la un eveniment, de exemplu. Așa că am pus aici, în punguța asta superbă de la Delirium, câteva produse, iar una dintre voi care îmi lasă un comentariu, evidențe și abonează acestui canal, ca așa ar fi frumos, va primi random aceste produse și voi alege cu random.org. Pentru că nu sunt multe comentarii, le pun repede acolo și sau cu comment picker, cu ceva de genul acesta. Am aici o cremă de ochi de la Remescar, am una acum în rutină, posibil chiar să o vedeți în următorul clip și tocmai pentru faptul că eu am deja una în uz, pe asta o împart cu voi. Mai am și un șampon de la Vela, uite, așa arată șamponul acesta, este din gama Color Motion. Am mai pus aici și o loțiune de corp care arată așa, ia să văd dacă pot să o scot, nu prea pot să o scot de aici că are un ambalaj cam ciudat și n-aș vrea să stric acest ambalaj, deci nu o mai scot. Mai am aici retinolul de la Revox. Am o grămadă de serumuri în uz, mai bine cineva se bucură de asta. Și mai am aici acest produs, Helenson de la Meditera. De la Meditera este acest gel de duș cu vanilie. Toate produsele astea vor ajunge la una dintre voi. Vă rog doar să îmi lăsați un comentariu, astfel încât să am de unde să aleg. Și sper eu cât de repede o să vedem când și în care vlog săptămânal aleg pe cineva și îi trimit cu poșta aceste produse. Trimit cu poșta pentru că mi-este și mie mai ușor să fac așa. Sau nu știu, poate găsesc o soluție să trimit la un Easy Box. Depinde și unde este persoana respectivă. Voi știți că am mai făcut astfel de concursuri. Acum vă las. Trebuie neapărat să mă schimb de bluza asta pentru că mor de cald în ea. Am un pic de treabă. Mă apuc să editez acest clip și să fac niște content cu toate produsele acestea, niște prime impresii, mai bine zis, și înainte să închid această cameră de supraîncălzire, mai bine o închid eu că am terminat vlogul. Nu uitați să vă abonați și ne vedem în clipul de vineri cu puțin noroc. Nu promit, dar cu puțin noroc avem clip și vinerea aceasta.